Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de House Flipper. Suntem aici și în căsuța noastră, în camera noastră de gaming. După cum se vede, asta e setup-ul meu blană de gaming. Și astăzi voi vrea să renovez o nouă casă, pentru că am văzut că v-a plăcut episodul anterior. Așa că o să merg, uite, la omul ăsta, la fratele Max Johnson, să-i fac ceva prin garaj. Nu uitați să dați și voi un like acestui episod, un subscribe, un share, toate cele. Și hai să vedem ce se întâmplă. Trebuie să intrăm la asta în garaj direct. Mamă, putem să deschidem ga... Mamă, mamă, ce tare sună. Interesant. Uai, de capul meu. Bă, dar nu se opresc astea? Alo? Bun. Mamă, ce mizerie are asta în garaj. Astea de gunoi. Ui, uite, asta e bună, bă, nu-i gunoi. Și trebuie să-i fac... Ha, ua, că de curățenie trebuie să facem aici, mă, Am văzut că v-a plăcut foarte mult episodul anterior și cu siguranță trebuie să mai facem astfel de episoade, bineînțeles. Aruncă totul gunoi. ce să-și facă o vițeanu într-o zi de duminică când filmezi un videoclipul? Stau și arunc gunoiul altora, dar cum să nu, dacă da? Astea de gunoi? nu sunt gunoi? Mașina asta e gunoi? nu e gunoi. Poți să o mut? Da, bă, poți să mut mașina, what? Păi eu stai, la modul cel mai serios, o mut afară. O mut afară să pot face curățenie, bă. Cu mâna goală, bă. Mă, 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 pricep, mă, pricep. Uh, mai au toate astea trebuie aruncate. Dar totuși de ce e un cauciuc bun? Unul singur este bun. Ce ar să fac cu ăla? Îl pun pe mașină, bă. Stai, ce scrie acolo? Curățați, așa, curățați. Hai să începem, uite, stai că mai e gunoi. Aruncați gunoi. O, oh, uite, -o și aici cutiuțe, nu le-am văzut. Uța, uța, cutiuța. Suntem la 97% cu gunoi, deci înseamnă că am ratat ceva. Dar nu văd ce am ratat, efectiv, mi se pare că am curățat tot. Mai e doar roata asta care nu e gunoi. E o roată. asta e gunoi? Nu, nici asta nu e gunoi, nici asta nu e gunoi. În casă. A, ma. Ba nu, asta e altă cameră, mă. Sunt două camere diferite. Uite acolo, uite acolo. 98%. Uite aici încă Bă, cum se camuflează! Gata, bă! Ok, să curățăm gemulețul. Bun, pentru cine se întreabă, nu știu dacă am zis sau nu am zis la început, deja am uitat, jocul se numește House Flipper și mi se pare blanao. Din câte am înțeles chiar de la voi, jocul cred că ar fi o variantă gratis pe telefon. Nu știu că majoritatea vă uitați de pe telefon, așa că posibil să vă puteți juca și voi. Nu știu, îmi place foarte mult. Uite cum curăță gemulețul, bă. Trebuia să dau și cu niște solut. De fapt, bă, nu uite că e perfect curat, mamă. Punct de cunoaștere nu, hai să vedem pe cel îl punem. Uh, abilități, curățenie. Mâine agere, cu 50 mai repede. Gata, frate, se rezolvă. Curățați mizeria, bun, ne punem mopul pe i pe mizerie, numai atâta, mă. Uite, cum, cum a putut să intre în garaj încât să facă astia, urmele astea? Sau cum a putut să plece din garaj? Bă, omul ăsta nu-i prea normal la cap, aș putea spune. Băi, Max, sau cum te cheamă pe tine? Parcă așa-l chema. Uite, tu ce mizerie e pe aici, cred că-i sânge. Ce, ce se întâmplă, prin garajul ăsta? Nu, mai bine nu-mi pun întrebări și fac curățenie. Păi nu? Dar cum să nu, dacă da? Uh, Mi-am cumpărat niște părcuri, de fapt știți voi, probabil, și mi-arată acolo pe hartă, în dreapta, peste tot pe unde mizerie, să nu mai avem probleme. Să fim la 99% sau ceva de genul și să nu scăpăm de... să nu reușim să terminăm. Mamă, dar greu să șterg frânele de mașină, mă? Sau bine, nu ne neapărat frână, că poate e accelerație. <gângă> Urmele de mașină, așa. Uh, nu știu dacă să terminăm casa 100%, dar cred că o să terminăm bine garajul, practic. Aș vrea să facem 100%, să nu ne mai oprim la 70% sau chestii de astea. Așa mi se pare mie frumos. Am făcut și un live cu joculețul ăsta pentru cine l-a ratat, încă l-aveți acolo, puteți să vă uitați. Și chiar mi-a plăcut, îmi place foarte mult. Pe aici pe geam, da, da, da. V-a plăcut și vă am făcut treabă ca lumea. Am făcut un buncăr întreg, bă. Acolo e mizerie sau nu? Da, mă. Probabil și pe aici. Da, 100%. Uh, am făcut un bunker aproape de la zero în panda mea. Pe acolo e mizerie sau? Da, mă, chiar e mizerie. Uh, stai așa, deci cred că pe aici... Da, a, ah, mașină, să bă, că mai e mașina, bă, cred că trebuie curățată. Da, trebuie curățată și asta, mă. Sper că se pune dacă s afară. Sper că n-am bugăi jocul dacă am scos mașina afară din garaj. Sa da, panda mea, trebuia să scot. Cum curăț... Cine curăță mașina cu... Cu asta, cum se numește, cu mătura? Numai eu. Nu știu, alții se duc la spălătorie, cu apă, cu furtun, cu chestii de astea, cu mătura, frate. Mă, cred că am buguit totul jocul cu mașina asta, că am scos afară. Deci îmi zice că undeva pe aici ar mai fi mizeria, hai să dăm așa. Hai mă, că pe aici să... De fapt nu cred că merge prin garaj, mă. Dar știi, știi ce? Hai să băgăm noi mașina. Uite așa, mă. Băgăm înapoi, uite aici în mijloc. Închidem și cealaltă poartă. Și aici să vedem. Ca unde Da, mă, uite, mizeria. Deci nu puteam să, să ștergem prin garaj. Mi se pare logic, dar pe na. M-am gândit că poate, poate. Și uite pe aici câtă mizeria am mai văzut, mă. Ce bine să ai pe hartă. Dar cum a ajuns atâta mizerie pe pereți, pe tavan? Ce face omul ăsta aici? Dar trebuie să-l întreb. Ar fi fain să poți să ai un dialog cu el. Haide, mă. Și am văzut că cu cât avansăm în joc, cu atât ne, ne descoperă chestii mult mai interesante. Uh, bun, stai că mai am. Un colțul ăsta ar mai arăta aici. A, ah, uite aici sus, mă, mă. Deci pe, cu fiecare misiune pe care o facem în plus, facem după aia chestii și mai tari. Uh, și mai am o pată, uite acolo o pată, bun. Am văzut, măi, am, 98%, pe unde mai spete? Ah, uite aici unde, uite mă în colțul ăsta, măi, că e negru. Efectiv negru. Gata, mă! Gata, am terminat cu garajul ăsta, forțe, am pus și cauciucul ăla la loc frumos. Nu mă mai obosesc eu cu uneltele lui, alea să și le ducă unde crede el că e mai bine. Și acum trebuie să facem curățenie și pe ei. Stai că aici nu știu ce e de aruncat și ce nu e de aruncat. Gata ca am înțeles. Unde avem cu alb înseamnă că trebuie aruncat. Uh, uite, cutiuțe, cutiuțe goale. Dar de ce vre vrea să-și arunce cutiuțele? Eu de obicei păstrez cutiile. Cine știe când îți trebuie? De acum poți finaliza lucrurile. A, ah, gata, am terminat, gen. I-am aruncat coșul de gunoi asta. Nu cred că e ok, nu? <gântu -i> Dar dacă am putut, ce să și facem? Aruncați gunoiul 96%. Uite acolo cutiuța. Gata, 100%. Curățați mizeria. Nu, hai să curățăm feria asta prima oară. Ulu, o, lu, de edit mai geam aici, bă. Ideea e că e destul de greu de controlat chestia asta. Nu e atât de ușor cum pare. Trebuie să mișc mouse-ul. Trebuie să ies de pe birou cu mouse-ul. Oare trebuie să curăț tot? De fapt, da, mă, trebuie să curățăm fiecare pat, altfel nu se mai termină. Mă, ce curat îl facem. Ce aș vrea și un aspirator aș de asta sau ce chestia asta care să curățe așa, mamă, mamă. E satisfăcător, rău, jur, aș face curat toată ziua. Și mai am un pic în cu Bă, mai a rămas un pic în colț. Interesant. Nu, no, hai să curățăm mizeria, au, leu, pe păi, prea multe obiecte, bă. Nu știu dacă mai facem încă o misiune, de fapt că, oh, oh, sigur mai facem o misiune pe episodul ăsta. Dar cum să nu, dacă da? Să căutăm ceva așa mai diferit, să nu facem același lucru, asta e ideea. Cam asta urmăresc eu, pandalinul în persoană. Cum ai făcut, mă, copile, atâta mizerie aici că mă nebunești? Lopată și pe aici aruncată. Mă, dacă de tare că ăsta e ca și cum ar avea două garaje, oarecum. Interesant, n-am mai văzut așa. Și intrare în casă? N-are intrare în casă foarte tare. <hă> și eu vreau așa ceva. Mamă, cât jeg! Dar după asta o să avem 100% și o să fie foarte mulțumit, fratele Max. Așa, negreală mare. Cu mătura, mă, că așa se curăță. Bine, acolo zice că e mop, dar mie nu -mi prea arată mop ăsta, nu știu despre voi. Plus că nu-l îmbibă în apă, nu nimic. Deci, mai mult eu aș zice că e o mătură. Uite, jegul. Curăță-te, mă. Stai ca iar e pe pereți. Ce nu-mi place să curăț de pe pereți, mă enervează, nu știu de ce. Hai de se curăță și mai greu, că e jegul mare. Și ajungem greu. <laughs> ce bine că mi-arată pe hartă acolo tot și știu direct unde să mă duc. Uite, acolo în stânga nici nu vreau să știu, nu vreau să întreb ce cu chestia asta verde. Doamne, eu crescut buruieni pe pereți. Licheni. Aoleu. Uite și aici, verzuie așa. Ce am ajuns, bă, să fac, bă! Uite și pe perete. Aoleu. Cauciuce ăsta nu e de gunoi, așa -i? Hai, mă, pot să curăț de cauciucul ăsta aici? Da, pot, bun. Mai am ceva în colțul ăsta, îmi zice aici. A, gata, nu mai am. Și aici am ratat ceva. uite, pe masă, mă. Mă, mă. Aoleu, mi s-au oprit iar căștile și mă speriat doamne, că bagă boala în mine căștile astea. Ăla e Jack, nu cred că e jeg. Poate sub masă. Nu știu că ideea e că mi-arată aici ceva pe hartă. Uite, exact aici mi-arată. Nu-mi dau seama unde. A, gata, era cred că în spatele posterului. Asta e viața. Am, am trișat un pic, aș putea spune. Și pe aici mai am un jeg pe care nu-l văd noroc cu harta. Că mă ajută. Deci stai așa. Probabil e Jack... Da, bă, e Jack mare acolo, dar acum cum ajung acolo? rafturi. Gata, nu? Ce că finalizați comanda, dar uite că acolo mai e jeg. Bă! What? Îi dau schem la ăsta pe față, gen așa legal. Tare. Am mai lăsat puțin jeg, dar au fost 100%. Ok. Hai să vedem ce comandă mai putem la. Grădinițe? Ia să vedem, facem o grădină sau... Să e efectiv o grădină. Uh, o grădiniță, am vrut să zic. Nu spune, te rog, că e o grădiniță de copii. Aș prefera să renovez o grădină. Ok. Ia. Yeah. Mamă, cred că e grădiniță la propriu. Bă, nu-mi nu dau seama. Aoleu! E grădiniță, bă! Mă, stai și curăță fiecare doză și chestie de pe jos. Mamă, mamă, ce-am ajuns. Bă, dar cum pot să faci atâta mizerie într-o casă? N-ai cum. Curățați mizeria. Nu vreau. Ce-mi faci dacă nu curăți mizeria? Lasă jegul ăsta blanau. Știi că pe aici nu mă, mi se pare mie că e mizerie de fapt nu e. Pe aici sunt doar pereți așa, mă. A, gata. Vopsia colorată. Deci ce să mai vopsim. Dar dacă nu vreau eu să vopsesc, na, ce-mi faci? au ce e aici? Nebunie, bă. Uite, curge caloriferul. Doamne. Mai am -o gunoi? Dar cum să nu mai fie gunoi? Și că aruncați gunoiul 23%. Scoateți mobilierul. Ia stai așa. Rafturi pentru birou. Cred că trebuie scos absolut... Mamă, în mobilier e mult gunoi. Da, mă, trebuie scos absolut tot mobilierul, cred că, mă. Da, da, dacă e totul foarte, foarte mizerabil, bă. Prize electrică. Mamă, avem mult de muncă în casa, în camera asta. Oho, se chiar multe gunoi pe aici. Uite câte sticle sunt. Ce, -o fi în sticlele alea? Alea sunt două căni, nu mersi. Gata, am terminat cu asta. Trebuie să curățăm mizeria acum. Bă, nu știu dacă terminăm casa asta, camera asta, deși aș vrea să o terminăm acum. La cât jeg pe aici. Pot să curăț apa asta? Da, bă, uite că pot. <laughs> Dar probabil o să apară alta, așa -i? Nu știu, în fine, oricum trebuie să schimbăm acolo. Asta e viața. Bă, da, asta chiar e o grădiniță? cum, cum a putut să arate așa? Câtă grijă au avut de copii ăia? Nu dau seama unde e mizerie și unde nu. Stai, că mi-arată undeva pe aici ceva mizerie. Ai, pata asta de apă. Da, <laughs> dar tot apare în continuu. A, uite, pe ăsta e mizerie, mă, gata. Sau? Deci, mizeria care a mai rămas... Dar aici mi-apare ceva. Ai, priza aia, mă. Asamblează, hai să vedem, dar cred că trebuie să dezasamblez, da, exact cum ziceam, nu știu care e faza. Ce am greșit, mai ai un șurub acolo. Șurubaina. Bun, și punem o priză ca lumea. Haide cu firele. Bun, trebuie să, să muncim o grămadă în casa asta, e doar o cameră aici. Gata, du-te și tu ultimul fir. Așa facem o priză ca lumea Cred că o să facem tot în casa asta Dar fără pereți Nu aș sta să vă și pereții Că durează foarte mult Gata am terminat priza aia Curățați ferea asta Stai că mai întâi vreau să mă ocup de caloriferul ăsta bă. Să nu mai curg aici <laughs> A trebuia doar să Mai băgăm niște piese aici Nu trebuie schimbat complet Cred Bănuiesc Da deci cred că suntem ok Și acum putem curăța balta asta și suntem bine și cu curățenia. Montarea cortinei înguste. Bă, asta cred că presupune să ștergem... Opa! Să geamurile prima oară. Stai un pic. A, ăla e curat, mă. Nu asta ăsta trebuie șters. Bă, o să stau să vă vopsesc. Îmi pare rău, vă chemați alt om. Asta e viața. N-am răbdare necesară. Deși încă îmi place să văd casele făcute 100%, dar Cum asta este. Au luat, am ratat ceva, bă. Dacă nu, uite acolo în colț era, da, am văzut după aia. Montarea cortinei înguste. guste. Mama, dacă te obiecte micuț, stai. Asta e gunoi, mă. Ăla era gunoi, nu știu ce era, dar nu era bun. Mă, no, bun, să vedem ce cortină în gustă vrea, mă. Montați dispozitivele. Deci bunesc că aici. Și aici una, nu? O trebuie două. Bun, și acum trebuie și asamblate, bineînțeles, astea nu sunt așa... Avem de muncă? Vum, vum. Ce sunete faine, nu știu cât de bine se aude pe, pe, pe episod, nu cred că se aude prea bine, sincer, dar asta este. Gata, am terminat una, o punem și pe a doua. Mă așteptam să fie mai complex garajul ăla, că atunci aș fi făcut de casa asta din prima, să o facem ca lumea 100%. Așa, am făcut și cortinele. Acum mai trebuie să vopsim, nu am chef să vopsesc. Tablă cu ștergere uscată. Ce zici, mă, acolo? Nu știu ce traducere, dar nu cred că o pus traducere. Ah, gata, ba, chiar o pus traducerea bună, mă. E efectiv o tablă la propriu. Dar unde aș putea pune o tablă? Uite aici, în mijloc o pun. Ba nu, nu cred că e bine, ba cred că mai bine, uite pe aici. Gata, bun. Trebuie să, să și gândim cum o facem. Stai să punem mobilierul, că e mai mare. Uite, ăsta e dita mai. Dar pune-te tu mai ca lumea. Hmm. Asta e de fapt, în cap aici? Cred că în cap aici și numai bine, parcă. Da, trebuie să mutăm astea. Hai să vedem, în capem aici. Aparent în cape și în cape foarte bine, nu pare a fi foarte drept în schimb. Sau? Ba, cred că e de doamne ajutai, ai că e super ok acolo pus. Mă, am urât arată dacă nu vopsim. Covor verde. Covorul punem pe jos cu ipas. Uite aici îl punem. Pam, pam. Urât covor, urât covor. Cutie cu clap. ce e asta? O cutiuță. Punem aici. Asta. Gata, am pus cutiuța. Uța, uța, cutiuța, o măsuță. Uh, unde să punem noi măsuța? Uța, uța, măsuța. O punem în mijlocul camerei. N-aș pune eu chiar în mijlocul camerei. Hmm. Pune-te aici undeva și asta trebuie mutat de aici. Nu-mi place cum vine el aici așa. Uite aici în colțul ăsta aș pune asta de degrabă. Mama câte mizerie. Ba aștept să fac și curățenie, dar nu aveți voi răbdare, cred că. A, mai trebuie o măsuță. Ok. Atunci mai luăm una și mai punem una... Unde mai punem încă una în pan, da A, putem să punem și pe covor, abia acum realizez. Atunci mai punem una aici. Uite mă că facem și curățenie cu ocazia asta, dar ce tot atâta? Dacă aș putea să iau cana aia, ar fi super. Asta ce -i? Cutie de pantofi? ce asta? Pe <gâng> nu pun eu aici, mă? Facem curățenie, mă. Uite, niște creioane le pun pe masa asta. Niște cărți, tot aici. Alte cărți le pun aici. Mamă, ce curățenie facem aici. Uh, un tablou, tablou ceva, nu numai bun aici. Uite așa. Încă o cutiuță din asta, o punem peste putem. Aparent chiar putem, nu mă așteptam. Două cutiuțe, uite, mai avem aici cutiuțe, Bă. Le punem tot aici, în panda Asta e viața, facem depozit de cutiuțe aici. Așa mă, dacă eu dacă fac o casă ca lumea, pe păi o fac ca lumea. Și o cutie care nu știu exact ce reprezintă. Da, o lăsăm, nu stiu unde să o lăsăm. Uite aici, o lasă, nu știu care e faza cu ea. Bun, ce mai trebuie să cumpărăm? Scaune, 8 scaune trebuie, mai mai pe unde punem 8 scaune? Nu cred că capa aici 8 în panda mea, stai să vedem. Mai trebuie cu o grămadă, bă. Stai așa că nu e așa. Mai să luăm asta că trebuie numai una minge. A pe minge pot -a o pot lua să pun absolut oriunde, uite acolo o pun. Ce mai luăm încă? Cu, cu, mai trebuie cutiuțele de astea? Mă. Unde mai pun si cutiuțele astea, mă? Barbasane. Uite aici le pun. Doamne, da am multe vreau mă. asta ce -i? Rafturi. Deci trebuie puse jos. Nu putem să le punem mai sus? Nu putem, bă. Și unde punem? Uite aici, de fapt, putem sau nu. Mai degrabă aici și undeva, bă. Păi și de ce nu merge aici? O stai așa. A, ba da, merge. Așa ceva, atunci înseamnă că trebuie să mutăm. Mutăm măsuța. Aoleu, e complicat, bă. Uite, o așa, o așa. Punem scaunul frumos. O căzutate astea de pe masa, asta e viața. Pam, pam, pam. Stai că și de aici o căzut. Aoleu, ce facem aici, bă? Mai trebuie cu o o grămadă. Asta e așa, stai așa că nu e așa. Mai punem unul aici, bineînțeles. Bă, dar putem acoperi ca lumea cu covoarele Este Unde băgăm patru? Stai așa că nu e așa. Mai punem unul aici. Asta trebuie mutat. Unde îl mutăm și pe ăsta, bă? Așa, bun. Și mai punem unul aici, am lat așa. Pe perete nu-l pune. <laughs> Uite așa ceva mai vine. E dremă? Nu știu dacă e de dar în fine. Gata, avem covoare cât cuprinde. Asta ce Mă Măgăruși! Am luat măgăruș, bă! Ok, vreau să-i pune aici sus. A, ah, și cutiile astea cred că merg puse înăuntru aici sau nu bani nu prea mari, bă, sunt gigantice. Dar tot putem pune așa. Bun. Mai luăm o cutiuță. Uța, uța, cutiuța! Și mai punem încă una aici. Stii că mai era ceva jucărie aici, ce asta? E purașul! Mă, e purașul unde să-l și punem pe e purașul? Pe masă l-aș pune. Uite aici. Stai să-l întoarcem așa. Gata, am pus iepurașul pe masă. mai întrebă cutiuța, nu mai bine, mai am loc să o pun aici. Mamă, ce am stat să fac pe episodul ăsta, bă. Am stat să decorez o casă întreagă. Să spuneți acolo dacă vă place cum am decorat-o. A, ah, și stai că asta e numai o cameră, bă, cred că, mamă, cred că mai avem de lucru grămadă. Acum mi-am dat seama. Deci la masă trebuie puse câte patru scaune. Hai să vedem, hai mă că au loc, patru, suntem numai bine. Pam, pam. Da, basta asta e numai o cameră, deci voi vă dați seama cât ar dura să facem tot? Vai de capul meu. Suntem... Mamă, că nici la 15% nu cred că suntem dute, că nu cred așa ceva. N-ai de capul meu. Uite așa. Bă, măcar am făcut camera asta frumoasă, nu aveți ce zice. Hai că e frumoasă. Așa, gata. Am făcut camera asta frumoasă, atâta tot, numai că n-am... N-am făcut pereții, panda mea. Pe aici avem o grămadă de mizerie. Bă, nu o să terminăm căsuța asta că e exagerat. Bine, aici e super ok. Scoatem mobilierul, eu să scoatem. Bă, dacă e pe scos, pe vândut, mă bag. Curățați mizeria, asta e super ușor. Este că mizeria e super puțină în camera asta, vă că, e foarte mică camera. Așa, așa. Și cred că suntem gata pe mizerie. 82%, unde mai am aici? La, a, la geam. Gata. Deja am curățat mizeria. Putem să curățăm și un gemuleț, de ce nu dacă da? M-am mai prea mult de muncă bol pentru o căsuță. Nu știu ce să fac, mă opresc așa. Și scuros dacă e o data viitoare în joc, mă lasă aici sau nu mă lasă? Chiar e curios. Că n-am când să termin atâta, bă. Grenadă cu canapea, zice să... Deci aici mai trebuie să cumpărăm o grămadă, să mobilăm. Ai de viața mea. Ok, deci nu cred că mi ajungeau patru episoade pentru, pentru casa asta. Du-te, bă, că ne oprim aici, deci n-ai cum așa ceva. Băi, eu vă mulțumesc super mult pentru vizionare. Sper că vă place măcar ce am făcut din garajul ăla. Și ce am făcut din cămăruța asta e făcută de mine de la zero, bă. Hai că chiar am făcut-o frumoșel. Bun. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. Și noi ne reauzim data aviatoare. Pa, pa!